Bine v-am găsit în fața sticlei, sunt Seva Cernei și vă prezint Media Publică, o emisiune despre relația dintre vorbe și fapte în viața noastră, cea de toate zilele. Ei, abordarea tradițională este că să credem faptelor și nu vorbelor. Pe de altă parte, Sherlock Holmes, celebrul personaj al scriitorului englez Arthur Conan Doyle, zicea că nu e nimic mai înșelător decât faptele prea evidente. Prin filiera acestui dicton încercăm să trecem în revistă știrile de top ale zilei și unele comentarii, unele opinii, unele luări de poziții. Păi, ce să zicem, sigur că lucrurile prea evidente nu sunt decât înșelătoare, pentru că ceea ce este evident pentru unul, pentru altul este evident că este cu totul altfel și altceva. Și pe asta se bazează toată viața noastră. Da? Iată, de ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale s-a constatat că stereotipurile încă sunt dominante și persoanelor de culoare le este greu să se integreze în Moldova. Ce vorbim noi de persoane de culoare când aici, când e vorba de români și moldoveni, e o ceartă de îți bubuie în urechi. Și în lucruri atât de evidente cât tenul pielei, sau, iată, s-a dat cu această ocazie publicității topul celor mai greu acceptate grupuri vulnerabile de către moldoveni. Păi, cei mai vulnerabili sunt, sau cel mai greu acceptați, sunt reprezentanții comunității gheilor, da? Ce să zicem aici? Ăștia nici măcar nu știi să-l vezi. Păi, cel de culoare îl cunoști pe stradă, că are o altă culoare, un ten mai întunecat al feței. Pe când membru comunității LGBTI, cum să-l detectezi? Și totuși, iată, ei sunt mai distanțați de majoritatea populației. Deci mai avem de lucrat noi mult cu intoleranța, cum se zicea, trebuie să nu tolerăm intoleranța, da? Că suntem prea toleranți cu intoleranța, ceea ce mi-amintește de un banc așa de pe vremea perestroicăi, când era promovat pluralismul de idei și era așa un aforism că pluralismul este necesar și nu poate exista o a doua opinie în această privință. Ei, v-ați convins deja că existența unei a doua opinii ne cam lezează. Ei, ce ar mai fi? Nu că am fi noi unici pe aici. Știți, a fost un celebru asasin norvegian, Anders Breivik, care au omorât 10 de oameni pe insulă doar pentru că erau cam de altă culoare. Iată, el acum face pușcărie și învață la fără frecvență la Universitatea din Oslo, specialitatea de politolog. Un profesor universitar a opinat că nu e clar ce o să iasă din el, ce fel de politolog o să iasă, dar cel puțin va fi cea mai citită, cea mai solicitată teză de licență din lume, probabil teza lui. O altă categorie discriminată la noi sunt poeții și azi este Ziua Mondială a Poeziei. Poezia a trecut în planul 2, așa, față de clipuri, de toate chestiile astea. Așa că dacă ești poet de culoare și mai ești și gay, gata, ești discriminat triplu și multiplu în Republica Moldova. Cât privește, cum să zicem, poeții, au ajuns și sărmanii să se citească unii pe alții, să nu fie la modă și să fie tratați cu replici prozaice și chiar vulgare. Și cu bancuri cam de același fel. Iată, un poet se plimba printr-un parc imens, fiind aprofundat în gândurile sale, când deodată din spatele unei tufe de flori superbe apare o fată extraordinar de frumoasă. Deodată inspirat de minunata apariție, el decide să-i scrie o poezie acolo pe loc. Se caută prin buzunare, dar nu găsește nimic pe care să scrie poezie și timid o întreabă pe prea frumoasa domnișoară, zice, nu vă supărați, aveți din întâmplare niște hârtie.
Ce-mi pare rău, n-am, dar eu m-am folosit de frunze, de brusturi, acolo vă recomand și dumneavoastră. Despre alte metodologii mai puțin poetice de existență vorbim peste câteva clipe. Ei, cum să zicem, cu poezia și cu lipsa de poezie, viața noastră se bazează, de fapt, mai mult pe chestii prozaice, da? Și o chestie prozaică este ordinea de la vamă, proverbială în ultima vreme, că se tot vorbește de diferite modalități, diferite niveluri de contrabandă pe aici, pe la noi, cu tot felul de subterfugii, cu tot felul de performanțe. Iată că a fost numit un nou șef la vamă, Vitalie Vrabie, care vrea să contrazică proverbul Vrabia mălai visează, mălai fiind în argou și un termen care desemnează banii, paralele, da, dolarii. E, Vitalie Vrabia a declarat că nu va admite fără de legi mită, corupție și contrabandă în sistemul vamal. Ei, eu știu să dea Dumnezeu să reușească, pentru că aici cum să fie eradicată mita este ca și în problemele medicinale. Iată, prin secolul XIX, doamna din înaltă societate rusească l-a întrebat pe celebrul medic Serghei Botkin care exerciții sunt cele mai utile pentru a slăbi. La care el zice întoarcerea capului de la dreapta spre stânga și din spre stânga la dreapta. Ea zice și atâta tot, dar când, cât de des trebuie făcute aceste exerciții, la care Botkin a zis că ori de câte ori sunteți servită cu mâncare. Ei, dacă aceleași exerciții vor fi efectuate când se propune cuiva șpagă la vamă, atunci o să se reușească. Dar să nu iasă ca în bancul ăla despre unul la medic când, după ce medicul i-a spus diagnosticul și i-a spus cam ce tratament și cam cât o să coste medicamentele și tratamentul, zice, doctore, căutați-mi, vă rog, o altă boală, asta este prea costisitoare pentru mine. Ce se întâmplă? Pentru cele care s-au întâmplat nu doar la vamă, ci în interiorul frontierei noastre, sunt audieri în cadrul investigației privind fraudele bancare, au apărut niște noi bănuiți, unii sunt eliberați din arest pe urmă, arestați iar, pentru că n-au fost prudenți. Este un banc și în această privință, când unul se prezintă, zice bună ziua, sună la ușă, intră, zice bună ziua, aș vrea să vorbesc cu stăpânul acestui, locatarul acestui apartament, soția zice, dar el nu e acasă. Păi ce, cum nu e acasă? Când veneam, l-a văzut prin geam. Păi l-a văzut și el pe dumneavoastră, de aceea nu este acasă. S-a mai găsit o afaceristă care înșela lumea promițându-le pașapoarte rusești. A fost reținut un automobil cu tip care falsificau banii. Ce să zicem, cu neregulile noi stăm bine, le avem la tot pasul. În această privință, cum s-ar zice, îmi amintesc de un banc despre Caucazul de Nord, să zicem, orașul Vladicaucaz, ci că James Bond circula prin orașul Vladicaucaz și a fost detectat imediat că este spion englez. Nu automobilul lui luxos a fost cauza, pentru că în Caucazul de Nord rusesc sunt și automobile mai luxoase, nici pistolul automat AK-47, pentru că acolo au toți pistoale automate și le folosesc la zile de naștere și la nunți. Pur și simplu el s-a oprit, a stopat la lumina roșie a semaforului și astfel s-a trădat. Despre alte diferențe dintre cum se cuvine și cum se întâmplă vorbim peste câteva clipe.
E despre diferența dintre, să zicem, gentlemanii englezi și noi, și nu numai noi, dar, de exemplu, și americanii de peste Atlantic, sunt diferite bancuri. Iată, de exemplu, un jurnalist american a venit să-l intervieveze pe un scriitor englez și la începutul discuției a pus, cum obișnuiesc americanii, picioarele pe masă. Și zice, îl întreabă pe scriitor, zice, nu vă deranjează obișnuința asta a mea? A, nu deloc, a zis scriitorul englez foarte amabil, puteți să le puneți pe toate patru. Ce avem noi de pus? Iată, am găsit niște informații, așa că parcă lumea zice că la noi nu ai ce face, toate nișele sunt ocupate și oamenii nu au ce altceva de făcut decât business din ăsta murdar, ba să fure, ba contrabandă, ba tot felul de escrocherii. Din ce fac business oamenii? Iată, un italian vinde bălegar la cutie, 8, aproape 9 euro cutia de bălegar, care este foarte fertilizant, cutia de 750 de grame. Deci vând balegă la conservă, da? China fabrică țânțare, deci țânțare pe care geneticienii îi fac, nu știu ce bacterii acolo le bagă în ei, îi infectează cu ceva, pentru că atunci când după împerechere toți devin sterili, da? Adică nu mai lasă moștenitori. Acum când lumea luptă cu Zika, Dengue, nu știu ce acolo, iată s-a găsit și acest gen de business. Așa că cei care afirmă că nu ai ce face, ori nu vor să gândească, ori nu vor să lucreze, ori lucrează așa cum se lucrează la noi. După 2 săptămâni de la operație, unul se întâlnește cu doctorul lui, e un director de firmă. Doctorul întreabă, zice, ce ai mai făcut? Păi ce să fac? Trândăvesc în fotoliu toată ziua, mai beau un ceai, mai navighez pe internet, mai scriu mesaje pe Facebook, chestii din astea. Doctorul sare ca ars, că de ce nu mai ascultat? Ți-am spus clar să nu te duci la muncă cel puțin 2 luni. Așa și aici, un fel de zen budism, era tot un banc despre asta care în CV-ul lui scrie la capitolul religie că e zen budist, întrebat fiind ce vrei să faci la compania noastră. El zice că un zen budist adevărat, nimic ce să vreau să fac. Ei, nu există invenții inutile, da? E o legendă așa, anecdotă istorică despre matematicianul englez George Boole, de altfel fondatorul logicii matematice moderne, care a creat algebra sa a lui Boole cu două cifre, numai 1 și 0. Când, după ce a inventat chestia asta, a zis că în sfârșit am inventat și eu ceva absolut inaplicabil în practică. Și a greșit, pentru că algebra asta a lui Boole stă la baza calculatoarelor, computerilor de azi. Deci nu numai la vamă se va duce lupta crâncenă contra corupției, și se va duce crâncen și la municipalitate. Primarul general Dorin Chertoacă se apucă de eradicarea corupției. Ce face el cu acest scop? A dispus crearea unui grup de lucru care va evalua riscurile de corupție în cadrul primăriei municipiului Chișinău și subdiviziunile sale. Deci, după care acest grup de lucru va prezenta rezultatele sale și va elabora un plan de integritate, document de politici, va include măsuri concrete de... Ei, să vedeți cum e cu lupta asta crâncenă cu corupția. Știți de ce îmi amintește mie chestia asta? Cum se luptă, cum se combate corupția? Unul la un restaurant, chelnerul duce o pârjoală înfiptă în furculiță și o ține cu degetul. Clientul zice, păi ce vă permiteți, domnule, țineți cu degetul pârjoala pe care mi-o aduceți, la care chelnerul, băi, zice, și ce vreți dumneavoastră, ca să cadă și a treia oară pe jos
Așa și aici cu, cum să zicem, cu eficiența comisiilor, comitetelor, cu eficiența comisiilor, comitetelor, bancul ăsta e destul de răspândit cu doi bătrâni care stau în parc și unul zice, băi, îți amintești pe timpul războiului ne băgau ceva așa, un calmant ca să nu fim atrași de femei. Și, păi, zicem, a început să funcționeze de săptămâna trecută. Așa e și cu combaterea corupției la noi. Despre alte aspecte care trebuie combătute, vorbim peste câteva clipe. Trebuie combătută tăierea pădurilor, așa am înțeles, că nu știu, mă și mir că pe o fâșie atât de îngustă de pământ mai ai de unde tăia și defrișa. Numărul defrișărilor ilegale s-a triplat, da? În 2015 față de anul precedent. Ce să facem aici? Față de Europa, țin minte că eram considerată pe timpuri o republică foarte verde, cea mai verde din Uniunea Sovietică sau ceva de genul ăsta, dar se pare că lucrul ăsta nu prea funcționează și probabil că riscăm să avem peisaje selenare pe aici. Nu știu dacă se leagă în acest context anecdota istorică despre împărăteasa Rusiei Ecaterina a II-a, căreia solul, ambasadorul Angliei, i-a dăruit un telescop. I-a plăcut și ei jucăria, dar curtenic, precum le e felul, vrând să intre în voie, așa, să se lingușească pe lângă împărăteasă, la tot pasul orientau așa telescopul spre cer și o asigurau că văd foarte clar. Unul zice, eu văd munți pe lună. Altul zice, contele Lvov zice, eu nu văd numai munți, eu văd și păduri pe munții ăștia. La care Ecaterina zice, știți, mi-ați stârnit curiozitatea. S-a ridicat de pe fotoliu ca să vadă. La care contele Lvov, văzând că îi cam slută treaba, zice, grăbiți-vă, maestate, că s-au apucat să taie pădurea, s-ar putea să nu reușiți să o vedeți. Așa și aici, cu ritmurile noastre, probabil o să avem peisaje lunare. Pe de altă parte, nu numai copacii care ne îmbogățesc aerul cu oxigen pe care ei îl emană consumând bioxidul de carbon. E o problemă și cu apa, am înțeles. Deci elementele noastre esențiale, așa că doar aerul mai vine gratis, nu știu cum și-l consumăm. Ați aflat deja că la Bălți, la Soroca, cei care distribuie apa le-au rămas datori celor care distribuie electricitatea și de aici bugetul va închide robinetul. Este evident că serviciile trebuie plătite, este evident că poate nu totdeauna tarifele acoperă cheltuiala, dar cine știe, ziceam vorba aceea lui Sherlock Holmes, că nimic nu e mai înșelător decât lucrurile evidente. Probabil că mai există niște dedesubturi, că dacă te ții de evidență, pățești doar ca tipii ăștia dintr-un banc, un fizician, un biolog și un chimist s-au dus pentru prima dată în viață la mare. Fizicianul a văzut marea și a fost fascinat de valuri. A spus că se duce să mai facă niște cercetări despre dinamica fluidelor, despre valuri. A intrat în apă și dus a fost. Biologul a fost fascinat de fauna și flora acvatică, alge pe acolo, ce a mai văzut el, peștișori. A intrat în apă ca să o poată studia mai bine și nu s-a mai întors. Chimistul a așteptat un timp, a văzut că ăștia nu se întorc și a tras concluzia și a notat în carnet, fizicienii și biologii sunt solubili în apa mării. Ei, nu știu cum merge lucrurile, parcă trebuie perfecționate, e necesar să fie perfecționate, dar cineva a spus că în timp de 60.000 de generații, 1.400.000 de ani,
nu au fost nici o perfecționare în construcția toporului de piatră. Acum telefonul se perfecționează de vreo 4 ori pe an. Cineva zicea că totuși progresul este important, că atunci când adorm la volan, foarte grijuliu, progresul îți oferă o pernă la un moment dat. Apropo de asta, ultimul banc despre automobiliști, noaptea polițistul oprește un automobil, zice, domnule, nu vedeți, vă dați seama că automobilul dumneavoastră merge în zigzag așa pe stradă? Da, domnule, zice ăsta, dar am băut 8 pahare, vă dați seama. Eu înțeleg că ați băut 8 pahare, zice polițistul, dar asta nu e un motiv să-i cedați volanul soției. Nu vă supărați dacă vi se pare că n-am răspuns la toate întrebările care vă interesează. Voltaire zicea că un om este ignorant dacă răspunde la toate întrebările care îi sunt puse. Nu umblați la telecomandă, rămâneți cu Publica TV, ne mai vedem!